Mihai, a venit iarna, dar hai să ne uităm puțin la ce a fost toamna aceasta. Da? Cum au arătat bursele? Știm că am avut totuși o toamnă foarte bună din perspectiva evoluției pieței de acțiuni, atât de la noi din țară, cât și din extern. Cum arată mai degrabă piața americană? Hai să ne concentrăm puțin pe piața din Statele Unite și pe ceva companii de acolo. Știi că noi am făcut recent un podcast care s-a numit Toamna este cel mai frumos anotimp. Corect, da. Ăsta cred că a fost titlul. Așa a fost, adică 3 din 3. 3 indici mari ai în Statele Unite pe bursă. Corect, da. Toți acești 3 indici au reușit aprecieri inclusiv în luna noiembrie. Spun 3 din 3 și pentru că și septembrie, și octombrie, și noiembrie au venit cu un avans pe Wall Street pentru acești 3 indici. Ai aprecieri cam de 3, 4, 5% pentru piața în ansamblu, pentru Dow Da. Jones, pentru S&P 500, pentru Nasdaq Composite în noiembrie. Deci a fost o toamnă foarte bună pe Wall Street, iar noiembrie n-a stricat deloc imaginea asta de ansamblu. O altă observație este că volatilitatea s-a comprimat și mai mult. Ai avut această mare de liniște în această toamnă, nu doar pe bursa americană, pe cam toate clasele de active. Ai pe piețele valutare, dacă te referi la valutele cele mai importante, de asemenea, foarte, foarte multă liniște. Este foarte probabil că ne o să terminăm 2019 cu ca fiind cel mai puțin volatil an din istoria monedei unice europene. Euro a fost introdus în ianuarie 1999, nici când de atunci și până acum n-a avut un an cu o mișcare Atât atât de de mică. mică. Practic, cursul euro-dolar s-a mișcat între un 1,087 și 1,157 potrivit Refinitiv. Săptămâna trecută, de asemenea, clar ai avut cea mai liniștită săptămână din istoria cursului euro-dolar, intervalul de variație fiind de 0,35%. Wow, Erau super, ani în super mic. care Da. variația asta era spread-ul între bid și ask, știi, pe o platformă. Deci foarte multă liniște. Și chiar dacă te duci către niște clase de active ceva mai exotice și ai spune care se mișcă vis-a-vis de niște circumstanțe particulare. Du-te de pildă pe mărfuri agricole. Uite, o să Da. vezi pe piața futures a porumbului din Statele Unite, ai un interval destul de strâns de variație a prețurilor pentru porumb, Da. care durează din 2014. Deci 5 ani de volatilitate aproape zero pe o marfă agricolă foarte importantă pe piața futures americană. Foarte multă liniște, volatilitate comprimată. Este, până la urmă, unul dintre succesele despre care o bancă centrală vorbește mai puțin, Fed-ul sau ECB sau Banca Japoniei, faptul că a comprimat foarte, foarte mult volatilitatea generală. Mihai, știm că am avut Black Friday atât la noi în țară, cât și recent pe finalul lunii noiembrie în Statele Unite. Care au fost rezultatele? Ce informații avem din partea companiilor? Din păcate, cel de la noi din țară nu prea contează pentru bursă. Da, nu, categoric, nu, mă Asta referam strict e. pe piața din afară, da. Da, în Statele Unite am avut Black Friday, s-a combinat și cu Thanksgiving Day, apoi cu Cyber Monday, care a fost ieri. Avem noi recorduri de vânzări online în Statele Unite în acest mini sezon de sărbători, la final de noiembrie și respectiv început de decembrie. Peste 7 miliarde de dolari realizate de Black Friday în vânzări online, cam 65% din aceste vânzări online s-au întâmplat de pe telefonul mobil. Și trendul ăsta, tendința asta de utilizarea telefonului mobil vis-a-vis de shopping, este exponențială deja în Statele Unite, este și mai exponențială în China, dar și în Statele Unite are această tendință clară. Și te poți întreba, hai să facem o foarte scurtă paranteză, de ce ar fi altfel la bursă? Știi, pentru că noi vorbim tot mai frecvent despre aplicația noastră mobilă de Da, categoric, tranzacționare. da.
E mult mai simplu, mult mai firesc, mult mai confortabil să folosești telefonul mobil pentru Da. o mulțime de lucruri, inclusiv pentru, sau aș spune câteodată, în special pentru tranzacționare, când ai nevoie de niște reacții rapide, să cunoști niște cifre sau niște știri foarte, foarte Păi, rapide. apropo de chestia asta, discutând cu cât mai mulți investitori, am realizat faptul că majoritatea dintre ei, da, într-adevăr, folosesc aplicațiile mobile chiar și pentru tranzacționare. E mult mai facil. Ok, cele tradiționale au mai multe informații, dar le este mult mai simplu să facă lucrul ăsta de pe mobil. Asta e tendința, cred, nu? Da, au mai multe informații încă. Hai Da, să da, da. vedem peste un anumit timp dacă se mai respectă lucrul ăsta. Pe de altă parte, și vezi chestia asta nu doar vis-a-vis de aplicații de tranzacționare, cât aplicații în general. Contează Da. foarte mult experiența de utilizator și cât de confortabil e să folosești ceva. Adică câteodată cantitatea de informații nu este cel mai important lucru pentru un Categoric. utilizator, ci cât de Da. repede accesezi Da. măcar o parte din informațiile care îți pot fi puse la dispoziție. Black Friday a fost un succes uriaș nu doar în Statele Unite, mă uitam în presa australiană, Kogan, unul dintre cei mai mari retaileri online de acolo din Australia, a anunțat o dublare, pur și simplu o dublare a vânzărilor față de anul trecut. Și să nu uităm, în China, ei nu au Black Friday, dar au Singles Day pe Da, 11 da, noiembrie. da, da. Și mi-a rămas în minte acel succes absolut gigantic al Alibaba, care a strâns vânzări de 38 de miliarde de dolari într-o singură zi, venite, dacă nu greșesc, pe 500 de milioane de conturi online, evident. Categoric. 38 de miliarde încasări Adi anul ăsta Da. versus 31 de miliarde anul trecut. O creștere bună. O creștere foarte, foarte bună. Alibaba a făcut primul miliard de dolari în doar 68 de secunde și Da. primele 10 miliarde de dolari din vânzările astea în 30 de minute. E Mi se pare fabulos. incredibil. Vedeam prin presă un grafic în care arătau exact în primele minute, primele secunde cât au strâns și într-adevăr anul acesta a fost o creștere exponențială față de anii trecuți. Da. Da, după aceea au reușit și acea listare secundară în Hong Kong, au strâns o grămadă de bani și de acolo. Da, Categoric. e foarte, foarte interesant și sezonul de sărbători este abia la început. Ok, apropo de sezonul de sărbători, evident știu că rezultatele Apple sunt oricum influențate și de perioada aceasta sau în momentul în care pot fi mai multe cumpărări, ce se mai întâmplă acolo? Da, Apple e cumva. Chiar și Apple e surprins de Da? cererea mare pentru produsele abia lansate. Acum cere dublarea producției de AirPods Pro. Este, cred că, penultimul produs lansat de Apple în această toamnă. Costă 249 de dolari. Nu tocmai ieftin. Nu tocmai ieftin. Da. Și cere dublarea producției de la 1 milion de unități pe lună la 2 milioane de unități. Cere asta unui subcontractor chinez care face AirPods Pro, potențial încă foarte, foarte mare pentru wearables, pentru că ai în momentul de față peste 900 de milioane de iPhone-uri în Da. lume și dacă aduni și celelalte device-uri mobile Apple, ai peste 1,4 miliarde de device-uri mobile Apple care se pot conecta cu AirPods Pro, se pot conecta cu Apple Watch Series 5. Rimează cu ceea ce am auzit în octombrie vis-a-vis de iPhone 11, iPhone 11, Da. pentru care Apple a solicitat creșterea producției cu 10%, tot pe seama unei cereri peste așteptări, nu doar din Statele Unite, ci și în China, în India, pe piețele emergente. În ultimele rezultate financiare pe care le-am primit și despre care noi am mai vorbit, divizia asta de wearables a avut o creștere de 54% și să știi că AirPods, toată seria asta de AirPods, merg către aproape 4% din veniturile totale pe care le înregistrează Apple. Ai de asemenea o creștere în trimestrul al treilea, 18% a serviciilor. Asta este un alt lucru pe care se concentrează Apple foarte mult în ultima perioadă.
și am văzut în CNBC un interviu foarte interesant cu John Malone. Noi îl știm pe Malone pentru că este președintele Liberty Media, care printre altele administrează și Formula 1, competiția. Foarte, foarte optimist în privința serviciilor la Apple și în privința acelui super bundle de servicii Apple TV Plus cu Apple Music, cu alte servicii Apple care să vină într-o singură divizie, într-o singură aplicație, într-un singur serviciu. Ok, dar știrea cu adevărat interesantă din ultimul timp la Apple este că Apple discută despre aducerea lui Richard Plepler la Apple TV Plus. Cine este Plepler? Este fost CEO și președinte HBO. Plepler conduce acum propria companie, se numește RLP & Co. Aceasta ar trebui să creeze conținut original pentru Apple TV Plus, pentru serviciul de streaming al Apple. Apple nu vrea să confirme deocamdată această informație, dar se pare că cele două părți sunt foarte, foarte aproape de a-și da mâna. Adi, Richard Plepler a părăsit HBO în februarie, după ce AT&T a preluat controlul asupra companiei. Să știi că este unul dintre cei mai tari executivi din partea de entertainment în Statele Unite. Este un om foarte, foarte respectat în industria asta. Omul ăsta a stat pentru aproape 30 de ani la HBO. În ultimii 6 ani a fost CEO. Dacă îți spun, Game of Thrones a fost un proiect al său? Nu un proiect al său, dar un proiect pe care l-a administrat într-o poziție executivă, Richard Plepler. Da. Deci o parte din cum să-i spun, sufletul Game of Thrones pare că se duce acum către Apple TV Plus. Altfel, Apple depășește pe bursa americană un trilion în mod confortabil, ca și Microsoft. Sunt cele două companii pentru care bursa americană ar trebui să aibă o recunoștință foarte, foarte mare în 2019. Este clar că au fost cele două motoare critice pentru de creștere. Pentru bursa americană. Uite că cu Apple și Microsoft am depășit 28.000 de puncte pe Dow Jones. Apple are un avans de aproape 70% în acest an, Microsoft vreo 47%. Și acum o să-ți dau niște cifre, niște statistici care pur și simplu te lasă wow. Să știi că dacă aduni, pui la oaltă Apple cu Microsoft, valoarea de piață a acestor două companii luate împreună depășește capitalizarea totală a indiceului Russell 2000. Wow. Deci toate Russell 2000, care sunt un indice al companiilor cu capitalizare mică. Dacă adun toate companiile cu capitalizare mică listate în Statele Unite, tot mă ajung la Apple plus Microsoft. Apple plus Microsoft depășesc 197 de companii din S&P 500 puse împreună. Ok, deci aproape jumătate din S&P sunt... Aproape jumătate, jumătatea mică, pentru că este vorba despre cele mai mici 197, dar sunt în S&P 500, evident. Nu sunt într-un indice de piață emergentă. Da. De asemenea, Apple depășește capitalizarea sectorului de energie din Statele Unite. Apple separat de Microsoft. Apple separat. Dar dacă pui și Microsoft, cele două depășesc 5 sectoare din cele 11 care înseamnă indicele S&P 500. Am incredibil. Înțeles. Da, da. Au ajuns la o capitalizare foarte mare de piață. Da, după unii mare, după alții... Da, categoric. Nu, asta nu înseamnă că sunt supra... Potențialul este evaluat. Intact. Ceva. Vedem. Categoric. În regulă, Mihai... Hai să discutăm și despre altă companie, despre Disney. Da, Frozen 2. Toată lumea vorbește despre Frozen 2. Pentru Disney ar putea să fie al șaselea film din 2019 cu un casar de peste un miliard de dolari. În Statele Unite și Canada, dacă adun aceste două piețe, de miercuri până duminică săptămâna trecută, adică în acest mini-sezon de sărbători, Frozen 2 a strâns 132 de milioane de dolari. În primul weekend strânsese 127 de milioane de dolari în Statele Unite și cam 350 de milioane de dolari în toată lumea. Dar știi că miza la Disney nu este atât de mult Frozen 2 sau Star Wars sau... E Disney Plus, serviciul de streaming lansat luna trecută. Ei, potrivit New York Post,
Disney Plus a avut peste 15 milioane de accesări în primele două săptămâni de la lansare. Se pare că face cam un milion de abonați în fiecare zi. Disney a spus 10 milioane în primele 24 de ore, după care a spus nu vă mai dăm cifra asta decât când raportăm rezultatele financiare. Dar sunt informații care scapă probabil de la Disney, sunt raportate în presa americană și avem această informație de la New York Post. Nu sunt doar subscripții de test, deci nu sunt doar demo-uri. Ah, ok, sunt cele plătite. Sunt și demo, sunt și plătite, pentru că New York Post vorbește de asemenea despre 5 milioane de dolari făcuți în interiorul aplicației. Este vorba de un, așa zisa, in-app purchase, când subscrii din interiorul aplicației. Au numărat vreo 5 milioane de dolari pentru Disney. Nu e mult, dar gândește-te, sunt doar două săptămâni și ceva de la lansarea Disney Plus. Sunt un pic în urmă, au avut și bug-uri în prima zi cu anumite funcții ale aplicației, se pare că sunt un pic în urmă. Sunt un pic în urmă și cu, adică sunt un pic depășiți de succes, pentru că ai acest The Mandalorian, se numește, Baby Yoda. Ai auzit de Baby Yoda? E Yoda Baby. Cei care ne urmăresc, probabil mai aproape de vârsta mea, știu despre ce este vorba. E bine, Baby Yoda, acest personaj care face flori în Statele Unite via Disney, a fost ținut, a fost un secret atât de bine păstrat de Disney, încât partea de merchandising este foarte mult în urmă. Adică magazinele din Statele Unite se plâng de faptul că nu au păpuși sau alte chestii cu Baby Yoda și intră în sezonul de sărbători cu această lipsă. Am înțeles. Mihai, hai să mergem și puțin spre zona de apărare. Evident, discutăm despre Boeing. Da, toată lumea se grăbește cu 737 MAX și companiile de transport aerian din Statele Unite și Boeing, toți vor să lase incidentele legate de acest model în urmă. Pentru că sunt pierderi de peste un miliard de dolari pentru companiile de transport aerian în 2019 în Statele Unite. Singurul care nu e atât de dispus să uite este reglementatorul american, FAA, care nu anunță niciun time frame, nu anunță niciun deadline. Ceea ce a anunțat recent este că vrea să inspecteze fiecare aeronavă în parte. Deci o bază individuală, fiecare aeronavă eventual să zboare cu fiecare 737 MAX, să-și dea acordul pentru fiecare aeronavă. Și se pare că FAA vrea să facă chestia asta și pentru modelele noi de la Boeing, care urmează să fie lansate. Poți să spui că asta duce la un flow mai lent de livrări, de... O să vedem. Să știi că și FAA suferă o lovitură de imagine la rândul ei, pentru că agenții de reglementare din Europa și Orientul Mijlociu spun că vor face propriile certificări independente, deci independente de FAA pentru modelele Boeing. Ok, o să vedem. Ai de asemenea acel destin încă necunoscut pentru CEO-ul Muhlenberg, dar se vorbește tot mai des despre înlăturarea CEO-ului, despre înlocuirea acestuia. Tot mai multă lume spune că este o parte a problemei, nu o parte a soluției în 2019 pentru Boeing. O să fac o legătură cu Amazon. Trecem foarte, foarte puțin la Amazon, pentru că ieri a anunțat propria platformă, propriul experiment public de quantum computing. Asta după ce cei de la Microsoft, mi se pare că în noiembrie cei de la Microsoft au spus că vin cu quantum computing pentru Azure, pentru cloud-ul lor. Amazon face pasul ăsta la rândul său ieri, anunță quantum computing. Divizia asta o să se numească Amazon Bracket. Interesant, Boeing este printre primele companii americane care vrea să colaboreze cu Amazon pe partea de quantum computing, partea de dezvoltare de materiale noi, securitatea comunicațiilor. Să știi că Boeing este foarte avansată din punctul ăsta de vedere. În octombrie anul trecut, Boeing anunța că o să înființeze o nouă divizie de super high tech
tech, tehnologie de ultimă oră, Disruptive Computing and Networks, se numește divizia asta la Boeing. Am înțeles. Ce știm de Nike? Da, că pleacă de pe Amazon. Acum nu mai vorbește despre chestia asta. Da, deși Nike spune că va continua să folosească Amazon Web Services, deci divizia de cloud, Okay. Da, pentru site-ul propriu și pentru aplicațiile mobile, există tendința asta de vânzări directe către consumator. Nike e un pic nemulțumit de gazda care este Amazon, vrea să customizeze ceva mai mult experiența asta de cumpărare de produse Nike și crede că Amazon nu mai este cea mai bună soluție. Probabil că este vorba și despre niște negocieri financiare care au eșuat între cele două părți. Da, vezi, ne aducem Nike în discuție într-un asemenea podcast, pentru că ai tema asta mai largă în macro despre Statele Unite versus China, despre un ecosistem american versus un ecosistem chinez în telecomunicații, separație tot mai mare, incidentul Huawei, dar să știi că separația asta a ecosistemelor nu are loc doar la nivel macro și la nivel național. Are loc și între companii și companiile se cam separă unele de altele. Nike de Amazon este doar cel mai recent exemplu, dar să știi că ia Netflix. E o grămadă de conținut original Netflix pe care nu poți să-l vezi pe HBO. Sau, da? O să ai conținut Disney care o să vadă doar pe Disney Plus. Uite, Spotify, care a fost destul de cosmopolită vis-a-vis de muzică și conținut și, da, a semnat un contract de podcasting foarte recent cu soții Obama. Ok. Pentru propriul content. Pentru propriul content. Deci, soții Obama vor avea un podcast pe Spotify care se va auzi doar pe Spotify, chiar dacă rămân podcasturi ale companiei care sunt disponibile și via Apple, dar asta doar deocamdată. Spotify vrea conținut care să nu mai fie muzică, să fie original și să se audă doar pe Spotify. Apropo, să știi că Spotify cheltuiește cam jumătate de miliarde de dolari pe podcasting, adică și pe ceea ce facem noi în momentul ăsta. Gimlet, Anchor, Parcast sunt mici companii sau platforme de podcasting pe care le tot cumpără Spotify în 2019 și de altfel în februarie CEO-ul Daniel Ek spunea că vrea ca 20% din conținutul Spotify să fie altceva decât muzică, asta înseamnă foarte probabil podcasting. Dar ai și apropieri, nu ai doar separări. Am văzut Microsoft în toamna asta anunțând produse concept pentru 2020, da, tablete, telefoane mobile, da, care foldable. Discutam că vor să meargă pe hardware, nu? Da, să știi că cel puțin unul dintre asemenea produse va rula Android în 2020, nu Windows 10, nu Windows X, deci Microsoft vrea Android pe cel mai mobil dintre device-urile pe care le lansează în 2020. De asemenea, conținut Apple care se vede deja pe televizoare smart, Samsung sau LG. Sunt separări, sunt apropieri, dar cred că spre final de 2019 numărul separărilor îl depășește pe cel al apropierilor, inclusiv în lumea asta a companiilor.